Câteva date despre ciroza hepatică. Câteva date generale, să spun așa. Văd destul de des bolnavi care vin, speriați că au ciroză hepatică. Mulți se sperie din motive, cum să spun, inofensive. Adică, am văzut de curând pe cineva care a venit speriat că are ciroză hepatică, consuma foarte multă bere, 7-8 beri pe zi, de mai mulți ani, și începe să obosească în ultima perioadă. Și s-a gândit, domnule, nu cumva au făcut ciroză hepatică, omul era extrem de speriat. Rare ori mi se întâmplă să văd persoane cu steatoză hepatică sau persoane obeze, persoane cu greutate mai mare, care să vină gândindu-se că s-ar putea să aibă ciroză hepatică. Mai văd alte persoane care vin la mine la consultație pentru a doua opinie medicală, practic să le infirm diagnosticul de ciroză hepatică. Deci iau un diagnostic de ciroză hepatică pus de alt medic. Sigur că este destul de greu să accepți acest diagnostic. Mulți dintre pacienți confundă ciroza hepatică cu cancerul hepatic. Lucrurile sunt total diferite. Ciroza hepatică este o boală degenerativă, așa cum este și artroza. Ce se termină cu oză, ateroscleroză, artroză, ciroză, este boală degenerativă. Deci este o boală degenerativă de ficat, este o îmbătrânire a ficatului, o fibrozare a ficatului, iar cancerul nu este o fibrozare, este o înmulțire exagerată a celulelor unui anumit organ. Sigur că și ficatul poate face cancer ca și alte organe. Deci ciroza hepatică nu este cancer. Bun, spuneam că vin persoane care îmi cer să le infirm diagnosticul de ciroză hepatică. Doamne, am fost la un medic, mi-a pus diagnosticul de ciroză hepatică și zice și eu nu prea cred. Bun, medicul respectiv îl consultase, cu toate că, după cum ați observat și dumneavoastră, foarte mulți medici în epoca actuală nu prea mai consultă bolnavul. Am văzut pacient care avea o rețetă de la un medic și spun și domnul doctor ce v-a găsit la consultație. Zice că păi nu m-a consultat. Păi stai, și cum v-a dat rețeta? Zice păi am fost la dânsul, i-am spus domnul doctor am și eu niște probleme de sănătate, uitați, am analize modificate, i-am dat analizele, s-a uitat la mine și a zis bun, uite ăsta e tratamentul. Și cam asta a fost toată interacțiunea dintre medic și bolnav. Asta în privat. Bun. Deci, în mod normal, unui bolnav care merge la medic, îi se face anamneza, se discută despre simptomele lui, este consultat, îi se fac analize, eventual alte explorări, să zicem ecografie abdominală, și îi se pune diagnosticul de ciroză hepatică. Uneori bolnavul nu crede că are ciroză hepatică. Stimați pacienți, să știți că diagnosticul de ciroză hepatică pentru un hepatolog cu experiență este extrem de ușor de pus. Mie mi se întâmplă cel puțin o dată pe zi la cabinet să pun diagnosticul de ciroză hepatică în perioada în care bolnavul parcurge drumul de la ușă până la scaunul pe care va sta. Asta este o distanță de aproximativ 3 metri. Pentru că sunt, sigur că nu în toate cazurile se întâmplă asta, sunt niște semne care sunt evidente pentru cine are ochi să le vadă, ca și în orice altă meserie a dumneavoastră. Adică orice meseriaș poate să pună uneori un diagnostic foarte ușor. Bun, și mai este încă un lucru. Diagnosticul de ciroză hepatică se poate suspiciona și pe baza unor analize extrem de simple, analizele medicale uzuale. Un bolnav cu ciroză hepatică are următoarele modificări în analizele medicale uzuale. Hemograma este o analiză medicală uzuală. Bolnavul cu ciroză hepatică în hemogramă are leucocite scăzute, trombocite scăzute și hemoglobină mai mică. De ce sunt acestea scăzute? Pentru că în ciroza hepatică crește mărimea splinei, sângele este filtrat prin splină și apoi trece în ficat. Dacă splina se mărește din cauza faptului că sângele din splină nu prea mai poate traversa ficatul care este fibrozat, deci mărirea splinei face ca sângele să se filtreze mai lent, iar stagnarea sângelui în splină face ca splina să capteze o parte din leucocite, globule roșii și trombocite și să le distrugă. Deci acestea scad în ciroza hepatică. O altă analiză uzuală care e modificată în ciroza hepatică, fibrinogenul. Fibrinogenul este sintetizat de ficat. Dacă ficatul este bolnav, nu mai sintetizează fibrinogen. În concluzie, în ciroza hepatică, fibrinogenul scade. Colesterolul este o analiză obișnuită. Intră în categoria analizelor uzuale. Colesterolul este sintetizat tot în ficat. Când ficatul este bolnav
Deci când bolnavul are ciroză hepatică, colesterolul este scăzut. O altă analiză pe baza căruia putem suspiciona ciroza hepatică. Creatinina. Creatinina este sintetizată în ficat. Dacă bolnavul are o funcție renală bună, pentru că creatinina se elimină prin rinichi, iar creatinina nu este sintetizată în ficat pentru că ficatul este bolnav, ficatul are ciroză hepatică, bolnavul, persoana respectivă, are creatinina scăzută. Deci sunt câteva elemente pe baza căruia poți suspiciona diagnosticul de ciroză hepatică. Nu mi-aduc aminte acum să fie altă boală care să aibă următoarele modificări: leucocite scăzute, trombocite scăzute, anemie, fibrinogen scăzut, colesterol scăzut. Deci pe baza acestor analize simple, diagnosticul de ciroză hepatică este suspicionat cu mari șanse ca el să fie adevărat. Sigur că contează foarte, foarte mult și elementele pe care le găsește medicul la examinarea pacientului. Modificări la nivelul pielii, pete la nivelul pielii, modificări la nivelul palmelor, se retrage degetul mijlociu, bolnavul are poziția asta a palmei. Sigur că vă gândiți în primul rând, zice, domnule, dar ficatul, de ce nu spuneți nimic de ficat? Atenție, în ciroza hepatică, în marea majoritate a cazurilor, există și excepții, ficatul nu este mărit în ciroză, ci este micșorat, se fibrozează, se sclerozează, se micșorează. Deci la palparea abdomenului, bolnavul cu ciroză are ficatul nepalpabil, în schimb splina mărindu-se poate să aibă splina palpabilă. Și încă un lucru, abdomenul la bolnavul cu ciroză poate să fie mărit dacă bolnavul are ascită sau dacă bolnavul este meteorizat, dacă este balonat, pentru că în ciroză bila, fiind mai de proastă calitate, digestia este de proastă calitate, iar alimentele nedigerate fermentează. Deci în ciroza hepatică, la examinarea abdomenului, bolnavul poate să fie balonat. Cam acestea sunt elementele referitoare la diagnosticul simplu de ciroză hepatică. Sunt doctorul Dizoiu și știți unde mă găsiți. Să fiți sănătoși!